În atlase. Dar dacă geografia cunoaște atlase, conștiința cunoaște cortex. Adică acel înveliș al sufletului colectiv care gândește, care acționează. De aceea pe atlasul sufletului românesc, pe acest cortex, noi în fiecare an trebuie să reconfirmăm acest drept pe care l-am istorie. În ce mod? Astăzi, România trece printr-o situație cu totul stranie. Eu am scris acum 9 ani o carte, Mesajul Dreptului Românești, Tradiție și Modernitate, la care la anul, cu ocazia împlinirea 10 ani în decembrie, vei face ediția următoare. În această carte am adunat declarații și atitudini ale marilor oameni politici români. Ei nu s-au sfiat să vorbească despre iubirea de țară. Ei nu s-au sfiat să fie patrioți. Ei nu s-au gândit niciodată că dacă e sincer, vorbele nu sunt niciodată prea mari. Astăzi, în România, există o anumită frică de a fi patrioți. Pur și simplu ne e frică să fim patrioți în România. Și dacă aș fi crud până la capăt, ar spune unora le e rușine să fie patrioți în România. Partidul Național Liberal, și acesta este scopul prelegerii mele astăzi, este cel care trebuie să recupereze acest sentiment pentru români. Și obligația derivă din ce chiar ce o să vedem astăzi. Primul lucru la care trebuie să facem apel atunci când vorbim despre datoria, virgulă, curajul, virgulă, autenticitatea, virgulă, modestia, virgulă și toleranța de a fi patrioți, pentru că fiecare dintre aceste însușiri are reflectarea ei în comportamentul patriotic, trebuie să gândim la faptul că fiecare român de pretutindeni este parte a poporului român. Există un spațiu geografic al românismului, există un spațiu lingvistic al românismului și există un spațiu universal al românismului. De ce este universal? Pentru că români sunt pretutindeni. Nu există probabil loc pe acest pământ unde cineva plecat din România sau urmașii acestuia să nu locuiască. Fiecare este parte a poporului român. Forța noastră stă și în modul în care ne apărăm frontierele, dar și în modul în care identificăm unii cu alții. Nu trebuie să fim ca personaje din Avatar, să avem un singur creier. Trebuie să existe însă, ca la chinezi, un sistem de ideograme, un sistem de simboluri care să lege pe românii de pretutindeni. Și prima datorie este a noastră, a celor care suntem aici și care suntem cel mai aproape de izvor. Românii de pretutindeni se împart în mai multe categorii. Nu că aș vrea să deosebesc între români, să spun unui bun și unui rău, nu. Sunt mai multe categorii funcție de proveniența lor biografică. Și nu vreau niciodată nimeni să facă. Există românii de diaspora. Fiecare din această categorie are problematica ei, de-aia vine rău. Românii de diaspora. Românii de diaspora sunt cei care au plecat, îndeosebi din Ardeal, în sfârșitul secolului XIX și în perioada de până la primul război mondial. Unii chiar în perioada intervenției. De la ei au rămas figuri legendare, care nu se cunosc ca fiind români, unii dintre ei aparțin unor minorități, de obicei evrei născuți în România. Avem pe Johnny Weissmuller, bineînțeles, pe care îl cunoașteți toți, Tarzan, născut în Banat. Avem pe laureatul Premiului Nobel pentru Economie, Milton Friedman, care este originar tot de aici. Avem pe frumoasa Bette Davis. Avem pe actorul Edward K. Robinson. Ei toți plecați prin strămoșii lor din România. Ei bine, trebuie să vă spun cu tristețe că românii de diaspora, dacă nu facem o acțiune urgentă de recuperare, vor deveni o amintire. Eu am cunoscut pe unul dintre șefii comunității românești din Cleveland.
îl cheamă Johnny Crăciun. John Crăciun vorbește cu efortul românește, iar băiatul lui nu știa decât mie foame. Era singurul, erau singurele cuvinte pe care le mai știa în română. El era, John Crăciun, era deja la a patra generație în Statele Unite. Analizele sociologice arată că pentru popoarele care nu vorbesc o limbă de circulație internațională, cum ar fi greci, armeni, români, munguri și alții, prima generație mai vorbește în proporție 50% limba maternă, iar a doua generație coboară sub 20%. Așadar, românii din diaspora, pentru noi, constituie o țintă de natură afectivă și patriotică de căpetenie. A doua categorie este a românilor din exil. După al doilea război mondial nu s-a mai vorbit de români din diaspora, pentru că oamenii aceia nu au mai plecat de bună voie să-și caute noroc în alte părți. Vorbim de români care s-au exilat sau au fost izgoniți din România. Între ei se găsesc figuri dintre cele mai mari ale culturii române. Cioran, Ionescu, Mircea Eliade, Norman Manea, Dumitru Țepeleanu, atâția. Ionescu. Vă rog? George Ionescu. Nu. George Ionescu n-a fost niciodată plecat cu adevărat. George Ionescu a plecat și s-a întors. Dacă ar fi să vorbim de cineva care a plecat, fără să fie totuși român de diaspora, este Brâncuși, care după al doilea război mondial nu s-a mai întors acasă. Dar George Ionescu și Constantin Brâncuși nu sunt nici români de diaspora, nu sunt nici români de exil. Pentru că Brâncuși a dat ansamblul de la Târgu Jiu, s-a întors acasă și ne-a făcut acest mare dar, iar George Ionescu s-a întors permanent și a fost o prezență vie. Cum să spui că un român e diaspora când el este președintele societății compozitorilor din România? George Enescu a fost președintele societății compozitorilor din România. Nu. Despre Enescu și despre Brâncuși n-aș spune. Aș spune că, din păcate, fac parte din larga categorie și, din păcate, destul de exclusivista categorie, pentru că nu prea sunt excepții, a celor care, pentru a fi renumiți în lume, au trebuit să-și facă studiile afară și au trebuit să creeze afară. Dar pe ei nu i-aș inclus. În schimb, pe Eliade, da. Pe Norma Marea, pe Cioran, pe Țemenea, pe Mircea Eliade, pe Culianu, pe ei, da. Ei sunt români de exil. Monica Lovinescu, Paul Goma. Paul Goma. Toți aceștia și pe lângă ei atâția alții. Hertha Müller. Dar am vorbit numai de cei cunoscuți cultural, dar pe lângă ei sunt foarte mulți. Fie că au trecut Dunărea Not, fie precum în Covaci și Yoshi Couple, s-au ascuns în cutiile, în boxele muzicale. Mulți oameni de elită din România au plecat. Printre ei au fost și mulți diplomați și demnitari români. Acum, ca să facem o paranteză și să arătăm încă o dată ce mari au fost înaintașii noștri, trebuie să vă spun că dintre miniștrii României mari, adică socotesc 1918 până 1938, pentru că odată cu Constituția carlistă și instituirea dictaturii regale, nu putem